Virusul West Nile continuă să facă victime. Încă 2 români au murit doar în ultima săptămână, iar în total sunt 8 decese. Numărul cazurilor de infecție din acest sezon se ridică la 39. Despre toată această situație ne spune mai multe colega mea Ioana Vlăsceanu. Bună seara, Ioana, ești în direct. Bună seara, Livia, bun găsit tuturor. Au fost identificate noi cazuri de infecție cu virusul West Nile la noi în țară. În total, de la începutul sezonului și până în prezent, au fost înregistrate 39 de cazuri de îmbolnăvire. Iată, numărul a crescut alarmant. Totodată și numărul deceselor este mai mare. În doar o săptămână, alți 2 români și-au pierdut viața din cauza acestei infecții, iar bilanțul este în acest moment de 8 morți. Cele mai multe decese au fost înregistrate în capitală, 4 la număr, iar celelalte 4 provin din județele Buzău, Brăila, Oltă și Ialomița. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, cei mai predispuși și cei mai afectați de această infecție par să fie bărbații decât femeile, iar în ceea ce privește categoria de vârstă, cele mai predispuse sunt persoanele care au între 60 și 79 de ani. Totodată, din cauza acestei alerte, sângele din centrele de transfuzii va fi verificat suplimentar pentru a împiedica răspândirea infecției cu virusul West Nile. Autoritățile recomandă oamenilor să evite să iasă în zonele în care pot fi înțepați de țânțari, iar dacă ies totuși în spațiile verzi, să poarte îmbrăcăminte adecvată, respectiv pantaloni lungi și bluze cu mânecă lungă. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere!